Să înțelegem că în raport cu alte civilizații, civilizații intra- și extraterestre, care sunt entități lipsite de suflet, noi avem o comoară, o valoare pe care eu o tânjesc și nu o prea înțeleg și ar dori ei să aibă forța pe care o are o ființă om. Această forță este dată însăși de capabilitatea sufletului spirit de a manifesta iubirea. Sunt entități și de asta să nu ne surprindă, care sunt dure, le considerăm noi, sau chiar neînțelegătoare față de ce înseamnă liberul arbitru sau respectul interdimensional. Sunt și astfel de civilizații, dar în Bucești sau în locurile energoinformaționale eu intru în sesiuni de channeling și captez uneori, intru pe anumite frecvențe în care percep entități spirituale înalte. Nu știu dacă au chiar același suflet pe care îl avem și noi, dar sunt și civilizații prietenoase neamului nostru sau neamului în sensul de umanitate, da? Care ne susțin și îi simțim acolo uneori aproape în momentele cele mai crâncene. Cum uneori intervin în favoarea noastră și opresc producerea anumitor dezastre sau chiar calamități care ar duce la dispariția umanității. Ce ar trebui să înțeleagă omul? Că cel mai mare dușman se află chiar în sânul lui. De noi depinde. Deci nimeni nu ne distruge din afară dacă noi conștientizăm puterile noastre și dacă noi ne transformăm în atât conștiința să ajungem la acel nivel de manifestare al iubirii. Asta este cheia salvării noastre, dar în același timp, nemanifestarea lui ne conduce pe noi spre pierzanie, uitând să fim umani. Lipsa respectului, respectul este o altă formă de manifestare a acestei iubiri. Lipsa acestui respect între noi, da, duce la apariția conflictelor. Da? Așa apar războaiele, neînțelegerile, tocmai din respectarea viului.